31 aprilie 2023, suntem prezenți 12 consilieri, dintre care prezenți online 2 consilieri, absenți 1 consilier. Toate proiectele de hotărâre, în afară de proiectul numărul 9, au primit avizul favorabil al comisiilor. Proiectul numărul 9 este proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în Comuna Gimeș-Făget, județul Bacău, avizează comisia numărul 2. Deci n-a primit avizul comisiei și s-a retras de pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi și suplimentarea ordinei de zi cu cele 4 proiecte. Cine este pentru? Care sunt proiectele, la domnul președinte? Imediat. Știm, dacă ați votat. Da, dacă nu le aveți, vi le prezint. Vi le prezint. Proiect de hotărâre de modificare a hotărârii Consiliului Local numărul 98 din data de 20.10.2022 privind aprobarea implementării proiectului, proiect tip construire pentru centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Comuna Gimeș-Făget, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a terenului în suprafață de 2724 metri pătrați, intravilan, situat în localitatea Gimeș-Făget, calea Pârâul Botoșeni, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Gimeș-Făget privind implementarea proiectului. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția reabilitare, extindere și dotare liceu tehnologic Făget, sat Gimeș, Comuna Gimeș-Făget, județul Bacău. Acestea sunt cele 4. Toate proiectele sunt inițiate de domnul primar. Toate proiectele sunt inițiate de primarul Comunei Gimeș-Făget. Supun la vot ordinea de zi și suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.12.2022. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind validarea și însușirea dispoziției primarului Comunei Gimeș-Făget, numărul 3, din 4.1.2023, privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar local, secțiunea de dezvoltare sursa A, existent la data de 31.12.2022 și acoperirea definitivă a deficitului din sursă E, secțiunea de funcționare. Avizează comisia numărul 3, inițiator, primarul comunei. Dacă sunt întrebări... Aici am discutat, având în vedere din excedentul, trebuia să dăm salariile și atunci, din dispoziție, am putut să dăm salariile și acum să însușim prin hotărâre treaba asta. Întrebări. Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu. Da? Da. Acest proiect. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind validarea și însușirea deciziei șefului Serviciului Public de Apă și Canal, numărul 1, din data de 5.1.2023, privind utilizarea excedentului bugetar, rezultat din anul 2022 pentru acoperirea golurilor temporare de casă pe anul 2023. Avizează comisia numărul 3, inițiator primarul comunei, vă rog, domnule. Aici iarăși aceeași treabă cu serviciul de apă, având în vedere că am înființat serviciul de apă și ei au avut un buget,
exact aceeași treabă ca și cu bugetul local. Pentru salarii. Întrebări? Încasările la serviciul de apă, cam cum? Încasările, știți foarte bine, noi anul trecut am dat împrumut 100.000 de lei pe un an de zile. Am dat undeva în mai. Slavă Domnului, încasările am putut să ridicăm în așa fel că nu trebuia să atingem de banii aia. Adică încasările ce am putut să încasăm a acoperit cheltuielile. Să sperăm că și anul ăsta putem să facem. Și încă ceva pe care sunt foarte mândru, slavă Domnului, și după atâta probleme cu natura, că n-am avut apă, n-am rămas fără apă. Aici am băgat eforturi foarte mari ca să găsim și să remediem problemele cu sistemul de apă, dar în sfârșit am putut să rezolvăm. Sunt încă mici pierderi, dar nu sunt așa semnificative. Sperăm că nu... Cam minime. Dar vă dați seama, lucrăm de 2 ani de zile cu asta. Deci, în comparație, până acum trebuia să meargă și pompa non-stop. Acum pompa nu a fost pornită nici știu de când. De o lună de zile. Și surplusul cu niște. Deci e bine. Până acum? Da. Poate să se mai intervine oricând. Dar, în momentul de față, e ok. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Doamna Gheorghiță și cu domnul Sfânce, da? Așa. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul preuniversitar de stat, propusă să funcționeze în anul școlar 2023-2024 în comuna Ghimeș Făget, avizează comisia numărul 1, inițiator primarul comunei. Rețeaua școlară. Am primit avizul de la inspectoratul școlar, adică doamnele directoare a adus amândoi rețeaua școlară. Rămâne așa cum a fost și până acum. Întrebări? Nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de lucrări sau acțiuni de interes local pe anul 2023 beneficiarilor de ajutor social la nivelul comunei Ghimeș Făget, avizează comisia numărul 2, inițiator primarul comunei. Aici, ca și în fiecare an, domnul viceprimar se ocupă cu treaba asta, planul de acțiune, ce trebuie să facem primăvara, vara, iarna, trebuie să curățăm, să facem curățenie. Despre asta e vorba. Întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul comunei Ghimeș Făget în anul 2023, avizează comisia numărul 1, inițiator primarul comunei. Aici aceeași plan pentru serviciul de asistență socială. Ce se ocupă, ce face pe tot anul. Dacă mai aveți întrebări. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toată lumea. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghimeș Făget pentru anul 2023, avizează comisia numărul 3, inițiator primarul comunei. Aici este vorba de bugetul Serviciului de Apă. Nu este un buget foarte mare, este prevăzut în buget numai strict salariile, încasările și eventual o lucrare sau o defecțiune pe care trebuie să își repare. Și bineînțeles, cheltuielile cu avizele de apă, ce necesită tot serviciul, funcționarea serviciului momentan. Întrebări?
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023 al Comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 3, inițiator primarul Comunei. Aici, acum am discutat și în comisii, este public, să fie pus și pe site, este un buget foarte restrâns, am tăiat de unde am putut banii, ca să putem să continuăm lucrările pe Golovăniș. Nu știu cum o să fie momentan. Trebuie să plătim facturile restante care o avem de la lucrarea respectivă. Încă momentan bani ca să continuăm lucrările pe Golovăniș nu avem. Așteptăm Consiliul Județean dacă ne-ar ajuta cu ceva să vedem ce o să primim sau o să primim sau nu o să primim. Nu știm. Am vorbit cu directoarele, am zis și la școli, bani în plus nu avem de unde să mai dăm anul ăsta, că trebuie să, dacă ne-am apucat de ceva, să cumva să terminăm. Am încercat să punem câte un pic de fonduri la fiecare capitol unde am crezut că trebuie să lucrăm. Bani mulți nu avem, dar încercăm să supraviețuim și să continuăm proiectele. Că mai avem o grămadă de proiecte care necesită aportul nostru, dar nu în anul ăsta. De exemplu, numai la canalizare, dacă putem să semnăm contractul, avem un aport de 3,5 milioane de lei. Adică este o sumă foarte mare. De exemplu, cu liceul tehnologic, dacă trecem și de CTE-ul principal, adică ultima fază, ca să intrăm la finanțare, avem și acolo aproape vreo 8-9 milioane, tot aportul nostru. Adică plus restul, plus celelalte proiecte pe care trebuie să cofinanțăm și avem aportul nostru. Bineînțeles, nu anul ăsta. Acum anul ăsta trebuie să ne concentrăm pe drum și anul viitor. Dar anul viitor deja o să intră cheltuielile cu celelalte proiecte, dacă ne ajută Dumnezeu, și o să le câștigăm 100%. Adică să avem un contract de finanțare semnat. După aia mai putem să vorbim. Întrebări? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Pentru. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare materiale, lemn de lucru pentru refacerea construcțiilor afectate de incendiu. Familiei doamnei Demeter Doina, avizează Comisia numărul 2, inițiator primarul Comunei. La BUA am avut un foc acum cât o săptămână jumate, unde eu mulțumesc foarte frumos pentru serviciul ăsta de voluntariat, care chiar în, nu știu dacă a trecut 5 minute, 10 minute și eram la fața locului toți și n-a luat foc numai o căsuță mai mică. Că dacă lua foc, atunci ardea încă două familii la Buma. Am putut să oprim și am zis că dacă pentru toți până acum, cine a avut necazul ăsta cu incendiu, atunci să-l ajutăm și pe doamna respectivă, dacă putem și dacă sunteți de acord, am propus 10 metri cubi de lemn ca să-și refacă casa. Corect. Întrebări? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre de modificare a hotărârii Consiliului Local numărul 98 din data de 20.10.2022 privind aprobarea implementării proiectului tip construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Aici ne-a sunat de la București că este un proiect prin PNRR și trebuia să modificăm, domnul secretar, puteți să explicați ce era, dar este vorba de niște... Nu am înțeles noi, nu am formulat bine hotărârea respectivă și trebuie să îndreptăm luarea respectivă. Puteți să explicați, domnul? La proiectul cu... Cu aportul voluntar, cu deșeul. Da,
aici era prins la articolul 2 în hotărârea din 2022 că bugetul va fi prevăzut, bugetul proiectului va fi prevăzut în bugetul local al UAT-ului, iar acum spune că lucrările vor fi prevăzute în bugetul local al UAT-ului. Adică două cuvinte trebuie să schimbăm. Ce înseamnă asta? Trebuie să prindem pe lista de investiții a bugetului local, adică trebuie să apară pe lista de investiții când construim bugetul. Această investiție, dezvoltarea, da, modernizarea și completarea sistemelor. Apoi, la articolul 6 din vechea hotărâre, era că se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în cuantum de 778.720 de euro, la care se adaugă TVA. Acum nu mai este formularea așa, ci doar suma respectivă fără TVA. Atâta. No, dar trebuie să facem, dacă trebuie modificat, atunci trebuie să modificăm. Deci nu s-a modificat valoarea proiectului, nu s-au modificat indicatorii, ci doar anumite, să spunem așa, forma articolelor din hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toată lumea. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a terenului în suprafață de 2724 metri pătrați intravilan, situat în localitatea Făget, calea Râul Bortoșeni, județul Bacău. Aici este vorba că acum 10 ani sau când a fost 2013, dumneavoastră erați în funcție, domnul Valentin, ați făcut lucrare și nu ați dus la îndeplinire intabularea. E provizorie. Acum când am depus pentru canalizare, trece pe acolo canalizarea și a observat că este o intabulare provizorie. Adică numai trece pe pârâu. Era de la provizorie. Și acum trebuie să declarăm de interes public ca să terminăm cu circul ăsta, să fie definitivă și să trimitem extrasul de carte funciară la București ca să putem să demarăm cu proiectul de canalizare. Despre asta este vorba. Credeam că atunci era venise de proiectul, adică se implementase și trebuia să găsești soluția cea mai rapidă ca să-l publice la Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Gimeș-Făget privind implementarea proiectului. Aici este vorba de un proiect care se desfășoară la nivel național și Ministerul Muncii a tras fonduri europene prin care vrea să doteze compartimentele de asistență socială cu un program ca să fie la nivel național și pentru asta o să le doteze cu un calculator, o imprimantă și o tabletă. Și ar fi păcat să nu aprobăm și noi acest protocol cu Ministerul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția, reabilitare, extindere și dotare Liceu Tehnologic Făget, sat Gimeș, Comuna Gimeș-Făget, județul Bacău. Asta cu liceu, cum am discutat și în comisii, am fost la PCT la București, acolo trebuia și acolo să îndreptăm niște erori care indicatori și așa mai departe. Valoarea în sine nu se schimbă nimic, ca din valoarea respectivă. Numai între capitole se mută niște bani și trebuie să facem alt proiect de hotărâre. Era vorba niște cerințe. Da, din niște cerințe la comisia respectivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toată lumea. La punctul diverse, vă rog,
ședința închisă. Eu mulțumesc frumos pentru toată lumea care a participat și mulțumesc frumos încă o dată pentru susținerea acordată pe care o faceți de fiecare dată. O zi bună.